Bravo! La Târgu Neamț a fost redeschisă instituția Casei Culturii Ion Creangă după o perioadă de aproximativ 2 ani de reamenajare. Fața nouă a locașului este modernă și corespunzător utilată, pregătită pentru a oferi târgnemțenilor iubitori de artă și de frumos valoroase momente de regăsire a spiritului, de lumină spirituală. Au trecut 2 ani și ceva de când am preluat conducerea primăriei Târgu Neamț, împreună cu o echipă minunată. Au venit alături de mine oameni noi, oameni de cultură din Târgu Neamț, oameni care iubesc orașul Târgu Neamț și aici mă refer, bineînțeles, la actuala directoră a Casei Culturii, doamna Margareta. Și sincer, nu mă așteptam ca toate cele 308 locuri, plus persoanele care stau în picioare, să fie prezente astăzi la deschiderea Casei Culturii. Dragi cetățeni ai orașului Târgu Neamț, sunt onorat să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la redeschiderea Casei de Cultură din Târgu Neamț. Prea cu cerici părinți, domnule primar, domnule viceprimar, domnule deputat, domnule consilier al ministrului. Urc cu emoție pe scena dumneavoastră și în același timp cu invidie. Cu emoție pentru că sunt în fața dumneavoastră, care sunteți dragi, cu invidie pentru că venind din roman și romașcan fiind, îmi pare rău, dar aveți o bijuterie într-adevăr arhitectonică și am înțeles că este contribuția în afară de a dumneavoastră, a doi oameni, deputatul Arsenie, primarul Harpa, care știu că știe foarte bine drumul Bucureștiului și de aceea a realizat ce a realizat și va mai realiza ce va mai realiza la dumneavoastră în Târgu Neamț. Este un moment important pentru comunitatea noastră, este o zi de sărbătoare, astăzi când Casa Culturii Ion Creangă din orașul Târgu Neamț își deschide larg porțile. Bine ați venit în Casa Culturii Ion Creangă din Târgu Neamț, dragi cetățeni ai orașului Târgu Neamț, dragi prieteni, după cum ați văzut, s-au adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la acest minunat eveniment, pentru ca acest minunat eveniment să aibă loc. Mulțumesc și eu din suflet tuturor celor care, într-adevăr, au venit cu partea bănească. Vă mulțumesc, domnule deputat! Vă mulțumesc domnilor de la prefectură, vă mulțumesc domnule primar, vă mulțumesc domnule vice, domnului city manager. Dar trebuie să știți că trebuie să mulțumesc și tuturor celor care au muncit efectiv cu palma în această Casa Culturii. În prezența oficialităților locale și a unui numeros public sensibilizat de valoarea culturală a patrimoniului moștenit din străbuni, edilii orașului, consilierii locali, oficialitățile județene au adresat cuvinte frumoase de mulțumire celor care au găsit resursele financiare necesare și celor ce au efectuat lucrările propriu-zise. Am participat astăzi la inaugurarea Casei de Cultură din Târgu Neamț, la redeschiderea Casei de Cultură din Târgu Neamț, un eveniment extrem de important pentru cetățenii orașului Târgu Neamț. Mă bucur și sunt onorat că am putut să fiu alături de marea familie a orașului Târgu Neamț, așa cum le spun eu cetățenilor orașului Târgu Neamț, un edificiu cu care ar trebui să ne mândrim, un edificiu și o poartă care ne face cinste nouă locuitorilor orașului Târgu Neamț. Sunt bucuros, sunt mândru că am reușit să duc la bun sfârșit această investiție. Este o investiție începută, așa cum spuneam, de aproximativ 2 ani și jumătate, cu bune, cu rele au trecut anii, dar până la urmă zic eu că orașul nostru merită mult mai mult de ce a avut până acum și această investiție aduce un plus pentru locuitorii orașului și nu numai. Este o, zic eu, o casă a culturii, cred că cea mai modernă din zonă. Avem un director extraordinar care a știut să pună în valoare cultura, care a știut să pună în valoare tot ceea ce avem noi în Târgu Neamț, istoric vorbind. Avem două saloane, Eminescu și Creangă,
care, după ce am văzut eu, e un început, dar sigur vor fi cunoscute la nivel național. Și o investiție, în general, o investiție modernă la, eu știu, la norme europene. Nu rămânem de altceva decât să fim sănătoși, să se bucure locuitorii orașului de acest așezământ, iar noi, cei care suntem în fruntea orașului, să aducem în sufletul cetățenilor bucurie, să aducem cultură, să aducem spectacol în primul rând. Suntem bucuroși că am reușit în sfârșit să finalizăm această investiție și Târgu Neamț chiar avea nevoie de Casa Culturii și sperăm că începând cu această zi, evenimentele culturale și să aibă cât mai mult, să fie un număr cât mai mare. Am emoții, cu toate că de obicei nu prea am, dar am pus suflet la tot ceea ce s-a făcut aici și, așa cum vă spuneam, am avut câteva momente când chiar credeam că nu mai scoatem la capăt. În final s-a rezolvat, vedeți cam cum arată. Din punctul meu de vedere, cred că e cea mai frumoasă casa culturii din Moldova. Reinaugurarea Casei Culturii Ion Creangă, așa cum am promis. Am promis că eram 99%, 100%, gata. Într-adevăr, emoțiile au fost mari. Efortul dinaintea inaugurării acestui așezământ cultural a fost mai mare decât emoțiile de astăzi. M-au copleșit emoțiile în momentul în care am văzut că sala este plină, arhiplină. Deci oamenii mi-au confirmat. Și asta a fost marea mea mulțumire sufletească, să văd că Târg Nemțenii au confirmat dorința de a avea o casă a culturii, dorința de a veni în cadrul unui așezământ cultural, să se liniștească, să se odihnească, să participe la un eveniment cultural. Un sobor de preoți condus de starețul Mănăstirii Neamț, arhimandritul Benedict Sauciuc, a oficiat slujba de resfințire a imobilului cultural, eveniment care a reunit în sala nouă a Casei Culturii Ion Creangă peste 300 de invitați. Primarul Daniel Harpa, viceprimarul Traian Humulescu, deputatul Ionel Arsene, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț Dan Manoliu și inspectorul școlar general adjunct Elena Laiu au adresat cuvinte de felicitare și îndemnul de succes în activitatea noii instituții, după ce au urmat o serie de evenimente culturale ce au precedat spectacolul de inaugurare.